Multe documente. Noi avem cea mai mare bază de date privind planificările din România și ne uităm comparativ să vedem unde sunt bolile cele mai mari ale planificărilor strategice. În momentul ăsta avem o cercetare în derulare între 103 municipii, 2161 de comune și 217 orașe, care încercăm să vedem principalele 5 probleme cu care se confruntă planificarea. Este finanțată de Uniunea Europeană și un studiu comparativ cu încă 5 țări ale Uniunii Europene. Vă spun asta ca să înțelegeți că am pornit de la niște premise de studiu pe care le-am dezvoltat în 15 ani, planificarea și metodologia strategică a Clujului. În primul rând, tratarea României este gândită doar formal. Deci avem foarte multe documente pentru că se cer, dar nu există o relaționare cu ceea ce se întâmplă pe teren. Asta este primul lucru pe care l-am întâlnit. Acest lucru încurajează foarte mult și copy-paste-ul, pentru că ieri am făcut un test. Am dat documentul ăsta pe web și am găsit 86 de planificări strategice deja, în care una era în Republica Moldova, care deja au planificarea pe care dumneavoastră n-ați adoptat-o, încă i-au adoptat-o în localitățile respective. Unii nici n-au scos cuvântul aeroportul Cluj, de exemplu. Nici nu s-au obosit. De ce? Pentru că pun documentul ăsta și la sfârșit o listă de programe operaționale pe care deja le cunosc. Ei știau deja ce vreau să facă. A doua problemă este confuzia între strategic și operațional. Adică ne concentrăm pe lucrurile mici care nu sunt importante. În planificare se numește greșeala de to-do list. Planificarea ca o listă de cumpărături. Și de-aia vedeți în toate municipalitățile și comunele din România, scrie la sfârșit program de acțiune. Și zice așa, obiective, măsuri, responsabile. Deci sună perfect. 5,84% din aceste obiective sunt atinse în timp. Da? Pentru că, din nou, este tratată formal și nu se uită pe ceea ce înseamnă structura strategică. Și a treia chestiune este că se uită pe chestiuni tradiționale, infrastructură și numai infrastructură. Cum cheltuim bani pe care nu se știe dacă i-a venit. Foarte puține municipalități înțeleg, de exemplu, că industriile creative și cultura pot aduce venituri. Ca să vă spun o chestiune aplicată, în Uniunea Europeană, al treilea angajator la nivel european este sectorul industriei creative și cultură. 535 de miliarde de euro, 4,2% din PIB, 7 milioane de angajați, dublu industria auto, lucrează în domeniul cultural în Europa. Foarte puține municipalități se gândesc la asta și se gândesc în teme de manufacturier, infrastructură, mult beton, lucruri care se văd. Da. Dar nu înțeleg care este perspectiva strategică. Ce am încercat noi să vedem și ca să înțelegeți foarte sintetic, conceptul nostru metodologic este așa. Orice oraș, ca și orice om, are un profil strategic care îl diferențiază de celelalte orașe, nu cu oameni. Dacă înțelegem profilul strategic, ce diferențiază Clujul de alte orașe, știm unde trebuie să investim. Dar știm care este profilul strategic. Ce diferențiază Clujul de alte orașe similare? Noi facem de multe ori comparații Cluj-Sibiu, dar asta e o greșeală în economie, se numește economy of scale. Adică măsurăm măr cu păr. Sunt două tipuri de orașe diferite. Bun, sigur, ne putem măsura și am făcut și noi un exercițiu, dar asta este. Ce conține profilul strategic? Și aveți un document acolo care se numește profilul strategic al orașului. Are 11 pagini. Dacă vreți să citiți esența strategiei, acestea sunt cele 11 pagini esențiale. Ce conține profilul strategic? 1. Conceptul strategic la care s-a referit domnul primar. Conceptul strategic al acestui document este calitatea vieții. De ce calitatea vieții? Clujul, noi nu știam asta când am lucrat la strategie, știți că este plasat pe locul 7 în Uniunea Europeană la nivel de calitatea vieții, ca și percepție. Dumneavoastră vă puteți întreba cum adică suntem noi peste Barcelona. Este și o explicație destul de simplă. Calitatea vieții ține de două lucruri. Indicatori cantitativi, de exemplu numărul de grădinițe, numărul de elemente culturale la care avem acces pe an, numărul de facilități sportive, dar ține și de percepție. Și aici se măsoară percepția cetățenilor din fiecare oraș. Adică, dacă te simți confortabil în orașul tău, dacă te simți în siguranță, dacă te simți ok să fii diferit. Dumneavoastră vedeți că în Cluj există tendința ca oamenii să iasă în stradă foarte repede, în Cluj și în București, nu? E, dacă vă uitați în analiza noastră de pe site, o să vedeți că acest lucru se întâmplă datorită faptului că există în Cluj o cea mai mare rată la așa numit Freedom Index, indicatorul libertății. Oamenii se simt liberi să facă ce vor mult mai mult decât în alte comunități. Și aveți o explicație sociologică a ceea ce vedem noi. Mobilizarea pentru diferite cauze. Mult mai mare în Cluj și în București decât în alte zone din România. Noi am făcut o testare a profilului, a calității vieții în Cluj. Am aplicat un chestionar pe 1000 și ceva de respondenți, pe 196 de indicatori, 18 teme și 7 capitole. În care am încercat să vedem ce cred clujenii despre calitatea vieții. De la calitatea aerului până la calitatea sistemului educațional, de la cât de sigur se simt în oraș până la percepția lor vis-a-vis de infrastructură. Acest studiu are aproape 100 de pagini și de asemenea găsiți în integralitatea lui pe pagina de web unde este postată strategia, în cazul în care vreți să vedeți lucruri specifice. Deci conceptul principal este calitatea vieții.
Și să știți că România se clasează bine și în testele europene, și în cel românesc, este ISDL-ul, indicatorul dezvoltării sociale locale în România, dezvoltat de profesorul Sandu la București, pe care îl folosește și Banca Mondială, în care primul municipiu din România pe acest indicator este Clujul. Deci există niște indicatori de calitatea vieții crescuți. În al doilea rând, deci profilul strategic, 1. Conceptul strategic, calitatea vieții. 2. Viziunea. Viziunea a fost dezvoltată în 3 luni de dezbateri cu societatea civilă din Cluj și presupune câțiva factori cheie pe care se bazează Clujul viitor, precum calitatea vieții, excelența academică, cultură, incluziune, etc., etc. Al treilea element din profilul strategic, așa numiti factori strategici cheie. În metodologia de planificare strategică, factorii strategici cheie sunt factorii care vor influența orașul pe 15, 20, 30 de ani. De aceea și nu pot să fie mai mult de 5 niciodată. Noi am identificat 3 pe baza analizelor. 1. Inovația. Capacitatea orașului de a furniza, de exemplu, economie bazată pe cunoaștere, cultură, industrie creative, servicii. Al doilea factor mare este universitatea. Dacă vă uitați un pic pe analiză, o să vedeți că toate avantajele competitive primare și secundare se datorează universității. Universității ca și concept. Sunt cazuri internaționale, cum este Detroitul, care s-a prăbușit în lipsa două lucruri. O universitate în interiorul orașului, cunoașteți doar cazul Detroitului, și concentrarea excesivă pe manufactură, pe General Motors. În momentul când a plecat General Motors, Detroit a devenit un studiu de caz despre cum poți să faci praf un oraș. Aveți 4 zgârie nori abandonați, de exemplu, singurul oraș din lume care se întâmplă așa ceva. Sigur, tot spunem despre universitate, dar e bine să clarificăm asta. Și 3, indicele de participare, și anume, Clujul, spre deosebire de alte comunități, are acces la comunități de experți incredibil de valoroase în oraș. Nu le vedem întotdeauna, dar ele sunt aici, iar administrația locală trebuie să joace principal nu rolul de leadership în cazul acesta, ci de facilitator. Să medieze accesul acestor grupuri la decizie și să faciliteze capacitatea lor de a influența administrația locală. Deci acestea sunt cei 3 factori strategici cheie, inovație, universitate, participare. Și sunt 3 lucruri pe care le puteți vedea în document acolo. 1. Sunt sursele de avantaj competitiv. Avantajul competitiv înseamnă 2 lucruri. Dacă, virgulă, Clujul face ceva diferit de competitorii săi, ceva ce nu fac competitorii, sau face același lucru, dar îl face mai bine. Și aveți acolo o analiză pe 8 orașe din România, incluzând Brașov, Timișoara, Constanța, Iași, și pe 6 orașe din Europa Centrală și de Est, care vă arată cum stăm acolo. Ca să fiu foarte scurt, în România, principalul nostru competitor, în mod clar, este Timișoara. Deci Timișoara este aleargă, ca să zic așa, nu chiar umăr la umăr, dar alergăm în apropiere. Ei au niște avantaje, noi avem alte avantaje, nu o să insist asupra lor, pentru că nu avem timp acum. Și aveți acolo 8 surse de avantaj competitiv ale Clujului, 8. Sunt 8 în total. Am să mă refer la unul singur. Demografia. Analiza demografică a fost făcută de 2 dintre cei mai buni demografi din România, care din fericire sunt în Cluj, profesorul Rotaru, cred că cunoaște profesorul Rotaru, și profesorul Chiribucă. Aproape toate orașele și comunitățile din România suferă de următoarea boală. Pleacă, există o plecare masivă a populației și în principal a tineretului educat. Clujul, din acest punct de vedere, are un trend invers. Clujul Bucureștiului. Da? Întrebarea este strategic, cum putem face să menținem acel flux de tineri în localitate, sau cum îi putem face să rămână aici după ce termină studiile universitare. Deci, vă dau un exemplu de avantaj competitiv. Sunt 8 în total, dar nu trec prin ele foarte acum. După aceea, avem 9 probleme strategice mari pe care le-am identificat. Sunt 9 probleme care, dacă nu sunt rezolvate sau nu se iau în considerare, vor afecta dezvoltarea Clujului pe termen lung. Iarăși, nu o să le citesc cele 9 chestiuni, dar e, de exemplu, problema de coordonare. Coordonarea județ, oraș, municipiu, zona metropolitană, regiune. Aici, în mod clar, apar strategic, tradițional, cum doriți, chestiuni care pot să ne afecteze. Și ideea asta de a înțelege factori inventivi sau creativi, cum este cultura de dezvoltare. Deci am spus surse de avantaj competitiv, probleme mari și avem 15 direcții strategice de acțiune pe care le sugerăm aici, care derivă, bineînțeles, din probleme. Unde am văzut probleme, am încercat să definim un număr de probleme de direcții strategice. Deci aveți 8 probleme, 8 surse de avantaj competitiv, 9 probleme și 15 direcții strategice. În continuare, aveți un portofoliu de 200 de programe operaționale, făcute de grupurile de lucru. Noi am cerut fiecărui grup de lucru să prioritizeze programele operaționale. Programele operaționale se referă la ce trebuie făcut la firul ierbii, dacă doriți. Să construim grădinițe, să construim ceva, să ridicăm, nu știu, chestiuni aplicate.
Să, de exemplu, să construim un observator local care să se ocupe de utilizarea tuturor datelor statistice și promovarea și analize periodice care se pot folosi de, la nivel de județe unice. Noi am cerut fiecare grup de lucru să pună la sfârșitul documentului lor o listă de 15 programe operaționale, dar prioritizate. Deci numărul de la incluziune socială 1 e cel mai important. 2, următorul, înțelegeți? Deci dacă dumneavoastră, ca și Consiliul Local, vreți să luați numai 1, luați numai 1. Dacă vreți să luați la un domeniu 5 și la un domeniu 2, vă puteți juca cum doriți. Aici, ca paranteză, noi am venit cu un proiect din partea comunității. Sigur că am spus de mai multe ori în întâlniri, pentru că am avut peste 65 de întâlniri în cadrul acestui proiect în 2 ani. Sute de oameni au participat. Să nu înțeleagă cineva că noi și luăm decizia. Noi vă propunem un proiect. Singurii oameni care pot să decidă sunt cei aleși de Slujeni. Prioritizările noi puteți face. Noi nu avem legitimitatea pe care aveți dumneavoastră. Noi venim cu un document. Sigur, dumneavoastră decideți cât este de corect sau incorrect. Recent am inclus și o simulare cu un grup de finanțiști. O simulare care include, ca să vedeți un pic, pe portofoliul de programe operaționale, pe o perioadă de implementare 2014-2023, ca să vedeți, am încercat să uităm un pic chiar cum ne putem juca cu acest portofoliu. Pe trei idei, să avem un buget, o listă de investiții și un buget multianual. Am încercat să mergem pe ideea că pot fi alocate până în 30% din veniturile fără destinație clară, pe perioada asta, 2014-2023, da? Și estimarea medie de buget pe 2014-2023, numai pe oraș, este 1,47 miliarde de euro, 30% înseamnă 440 de milioane de euro. La nivelul zonei metropolitane vorbim de 517 milioane de euro. Și ne-am jucat, o să vedeți acolo, simulări. Din programele operaționale sunt diferite programe și cu simulare. Cum ar fi să-l facem pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, în ținta de 440 sau 517 milioane de euro. Deci, ca să vedeți cum se poate chiar aduce la... Nu că întrebarea fiecare om este bine, bine, sigur. Dar ce facem, nu? Când începem să facem lucrurile astea? Și se poate. Dacă vă uitați, o să vedeți această simulare făcută pe zona metropolitană și pe oraș, pe cele două simulări. În materie de metodologie, nu o să vă plictisesc. Am vrut să vă spun bazele metodologice teoretice, dar cred că nu trebuie neapărat să fie foarte mult din timpul noastră cu asta. Avem 6 factori metodologici principale, esența strategiei lui Ramfeld, planificarea în cascadă lui Ansoff, analiza mediului lui Andrews, construcția strategiei lui Mintzberg, planificarea în sectorul non-profit al lui Bryson și avantaj competitiv al lui Michael Porter. Mulți au spus că documentul ăsta e prea mare. Dar eu am spus, uitați-vă la profilul strategic. E prea mare dintr-un motiv simplu. Clujul este foarte divers. Și am ales să lucrăm cu grupuri de lucru, să implicăm comunitatea. Nu 3 oameni care își dau cu părerea și am cerut tuturor să folosească date statistice, nu povești. Povești avem în România cât pentru 5 generații. Cu datele statistice sunt foarte prost. Dar aceste 1000 de pagini ne permite să scriem foarte bine cele 11 de care v-am spus. Să ne referim la lucrurile care sunt importante. Sigur, noi putem să zicem, în Cluj avem o migrație continuă și nu avem îmbătrânire și nu știu ce. Noi am preferat să avem o analiză demografică de 10 de pagini. Putem să spunem, clujenii cred că. Nu, am preferat să avem o analiză de 100 de pagini, chiar cu ce cred clujenii. Și așa mai departe. Sigur, dacă le adunați toate analizele astea, avem analiză pe 101 manageri din sectorul privat în România, din Cluj, da? E sigur, când au răspuns 101 oameni, deja vă dați seama că se adună ceva în domeniul ăla. Dar de ce să vorbim de economie locală când noi nu întrebăm oameni? Asta este numai partea de management local. Deci numai cei care au răspuns din firmele private, da? Pentru lucrul respectiv. Deci da, sunt foarte multe date, dar nu ele dau relevanța, ci analiza finală. Aici aveți analiza comparativă cu orașele competitoare. Timișoara, București, Brașov și așa mai departe. Uitați-vă pe ea că e... O să vedeți niște surprize interesante la care noi de nu ne-am așteptat și sunt foarte bune. Bun. Și aș vrea să precizez că au fost 27 de grupuri de lucru în total. 27 de grupuri care fiecare a avut până în 3 coordonatori, fiecare între ei și-a organizat separat dezbaterile, dar într-un cadru metodologic pe care l-am dat noi, ca să putem la sfârșit să facem analiză comparată. Dar acești oameni au avut o autonomie totală, pentru că în cinematografie nu știu eu pe cine să chem la o dezbatere, dar Tudor Giurgiu știe. Da? Și atunci el știe cei 50, 30, 40 de oameni care sunt relevanți. În total, la aceste grupuri au participat în mod direct peste 600 de oameni cu cunoștințe din interiorul comunității clujene. A fost toate documentele astea sunt pe site, a fost un site făcut special cmbg.ro. Am primit cam 640 de e-mail-uri, dacă bine mi-aduc eu aminte, care au venit tot felul de propuneri, recomandări și au fost foarte, foarte multe dezbateri.